Bine ați venit! Dragi prieteni, bună dimineața! Sosește un moment într-o viață, crede interlocutorul meu din această sâmbătă, când trebuie să stai de-a curumezișul pe traiectorie ca să înțelegi mai bine care sunt sensurile de înaintare sau de recul. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, scriitorul, diplomatul și jurnalistul Emil Hurezeanu. Excelență, bună dimineața, bine ați venit! Vă mulțumesc! Nu spuneți excelență, vă rog, excelență. Sunt ambasadorii doar în țările în care sunt acreditați. Pentru că prin excelență se salută și se face o reverență țării lui. În țară suntem domnul, doamnă, oricum, prieteni, oricum să deconspirăm, colegi. Nu? Și să zicem că ne-am întâlnit ca doi vechi camarazi care tot puneau tocmai la cale o cafea. Tocmai. Și mă gândesc așa, că am văzut această secvență cu doi camarazi foarte buni și colegi de arme, cum ziceți așa, și atâta vreme trecusere când nu au băut cafeaua împreună și o tot amânau, era atât de mult timp între ei când se intimidau, nu mai știau ce să vorbească. Noi nu o să facem așa. Îndrăznim să credem că vom face altfel. Să vedeți că ne ajută cafeaua, că am simțit. A, uite, avem și, avem și ofertă. Și bine ați revenit la Cafe Verona. Bine v-am regăsit. Pentru mine cappuccino, ca de obicei. Mie, pentru antrenament, un pahar de apă mi-aduceți. Felicitări. Da. N-am cerut vodka. Vedeți ce am pus aici? Pentru că o să-i stea bine clepsidre ăsteia care ne măsoară, lângă Biblia asta, care e de fapt, pentru mine cel puțin, o carte nesentimentală a României. E apărută în 2015, e epuizată, dar am recitit-o pentru întâlnirea de astăzi și mi s-a părut mai puternică, mai adecvată și mai răvășitoare. Mă bucur că spuneți asta, pentru că spunând asta, după o revenire asupra acestei cărți, care ea însăși este o sumă de reveniri sau de fotografii la momentul potrivit, care după aceea se asamblează și de fiecare dată, prin asamblarea unei fotografii sau alăturarea unei fotografii, altei fotografii, de fapt și prima fotografie are sensuri noi. E, într-un fel, sensul istoriei. Nu intrăm acum în detaliile planurilor mari. Exact asta faceți. Dar sensul istoriei este pentru noi, este pentru prezent. Nu este pentru momentul când cu tare episod istoric s-a consumat. Adevărul e că, fără să vreau o clipă să vă flatez, ăsta e jocul de oglinzi. Lucrurile nu sunt deloc datate. E aici o poveste despre România trăită și simțită, ceea ce e foarte important, așa încât nu am doar comentariul unui analist avizat. Cred că am și un pic de filozofia prezentului românesc. Nu pot să fiu decât măgulit de această observație pe care o faceți, pentru că și gândurile mele țin de câte ori sunt jurnalist, deci de însoțitor al unui episod, și de depășirea lui și de o reflexie mai amplă. Studenții mei așa au zis când i-am întrebat la un moment dat ce credeți despre jurnalistul Emil Hurezeanu, și cineva îndrăzneț a spus: este prea politicos și prea protocolar ca să fie celebru, dar e cel mai tare, auziți. Iau notă cu o satisfacție disimulată. Atunci să nu mergem spre politică neapărat, să facem așa un ocol de curtoazie pe la București, pe la Sibiu, pentru că, vedeți, am pus aici în arier plan Berlinul dumneavoastră, pentru că nu v-ați terminat misiunea. Nici nu locuiesc prea departe de această poartă. Ei, n-am știut. Da, n-am știut. Cam 5 minute de mers pe jos. Asta e o poartă foarte interesantă, pentru că quadriga de sus, da, de cei patru căluți cu ostașul care îi mână, e îndreptată spre oraș, nu în afara orașului. Și asta se întâmplă la Berlin, la poarta Brandenburg. Și Berlinul și poarta Brandenburg sunt un fel de simboluri limită ale distrugerii, nu? Da, clar. Și Napoleon a intrat aici, a furat căluții.
după aceea a trebuit să-i dea înapoi. Da. Și rușii au intrat aici și așa mai departe. Da, și Hitler a avut de-a face cu distrugerea Berlinului, nu numai rușii. Și atunci, Vadriga asta este semnul păcii. Când cai și forța, e o formă de forță acolo, marțială, nu? Se îndreaptă spre oraș și unul în afara orașului, înseamnă că ai de-a face cu proprii tăi cetățeni, locuitori, pe care vrei să-i îmblânzești, cărora vrei să le arăți că ești alături de ei în numele păcii. Dacă ar fi fost orientată spre exterior, unde era Berlinul de Est, de fapt, aici suntem în Berlinul de Est. Da. Căluții sunt înspre Berlinul de Est. Dincolo de poartă era zidul. Așa și e. Dincolo de zid era Ronald Reagan, care în 1987 a spus, domnule Gorbaciov, dați jos acest zid. Iar cu mult după începea Berlinul de Vest, din 2015 și 16, unde Trump n-a mai ajuns, dar unde s-au putut auzi cuvintele lui în mai multe locuri ale Americii, construiți acest zid. Zid. Era vorba de alt zid, sigur. Dar așa merge istoria, în planuri concentrice. Și doar aparent înșelătoare. Și ziceți dumneavoastră, istoria nu iartă niciodată greșiților săi. Mi-a plăcut asta, e adevărat, și alertat. E adevărat, dar nu se știe asta. Greșiții nu mai află. Și chiar dacă trăiesc, că sunt greșiți care trădează istoria pentru că n-au cunoscut-o. Sau pur și simplu vor să o repete. Dar nu le pasă. Adică oamenii repetă greșelile cu un patos mai profund decât își reproduc calitățile. Credeți că noi românii facem asta o dată în plus față de alții central europeni sau de aiurea, nu mai contează? Învățăm totdeauna mai puțin decât alții din greșelile proprii? N-aș spune. Noi am învățat aproape inconștient sau în subconștientul nostru lucrează tot timpul în așa fel încât vă dau un singur exemplu. Ceea ce nu greșesc, dar ceea ce fac într-un oarecare exces astăzi, evident, Polonia, Ungaria, Cehia, mai ales, Ungaria și Polonia îndeoseb, și anume un fel de revigorare în forță a misticii naționale, a temei naționale. Noi avem tot ce ne trebuie, nu facem parte din Est, spune Polonia, ci din Vest. Ungaria oricum n-a fost niciodată în Est, ci întotdeauna în Vest, pentru că a creat catolicismul, da, și l-a apărat. Asta cu apăratul, cu atleții creștinătății care apără catolicismul sau credința, o știm și de la noi. Da. Și ai noștri au făcut-o pe la Rovine, pe unde au putut, așa la Posada. Și noi nu suntem așa, pentru că noi am avut experiența naționalismului comunist, în timpul comunismului. Eu nici nu cred că ne-a trecut, e boală grea. Da, dar am făcut experiența extremă a naționalismului steril. Am constatat, și nu putem uita asta, asta e în gena noastră, că naționalismul, punct, nu ne ajută la nimic. Și că la un moment dat, dacă ai o alternativă în care ceilalți au formule mai bune, s-a întâmplat și după 1985, în metropola sovietică, care era Moscova. Când apare Gorbaciov cu o formulă de, să zicem, destindere a comunismului, mai bună decât acelui mai bun Ceaușescu, a primului Ceaușescu, sfârșitul anilor 60 până la sfârșitul anilor 70. Am avut și noi așa ceva. Ori noi nu mai facem experiențe naționaliste extreme, cred, când avem la îndemână modelul european, pe care îl vrem, în care ne simțim foarte bine, și modelul euroatlantic sau atlantic sau transatlantic. Legătura asta de strategică, de asigurare reciprocă pe care o avem cu Statele Unite, aș spune că încă din 1918-19, când am datorat pentru prima oară americanilor recunoașterea statului român modern, după unirea cu Transilvania, cu Basarabia și cu Bucovina de Nord. Mă gândeam acum, apropo de cronologii și de timp și de timpuri, că anul ăsta vor fi fiind chiar 40 de ani de la debutul dumneavoastră cu poezie. Da, într-adevăr. Da. E un amănunt, ca să zic așa, important în viața mea. Mai important acum în ultimii ani decât a fost între timp, pentru că am revenit la poezie și mi-am aniversat obârșia poetică la Equinox, care am plinit 50 de ani anul trecut. M-am gândit și la asta anul trecut. Da, și am fost prezent în cartea noastră omagială, așa cum scriu liceenii la absolvire sau mai ales liceenii.
un gând în calea uitării și noi am scos o carte puternică, importantă, cu toții. N-am văzut-o, dar știam de ea. Da. Spuneți-mi, în caietul ăsta de amintiri puternice, da. Nu așa se chema? Da. Cel puțin aici în Regat, în Sud, da. Caiet de amintiri, nu? Cu băieți și fete. Da. Și câțiva au dispărut, nu mai e Țeposu, dar da. Cei care au rămas au scris, nu? Au scris toți. Hai să povestim despre asta puțin, un minut, ca să știe și cei recenți care poate nu aflaseră despre Echinox. Vă spun foarte scurt, adică în sociologia cultural-politică a comunismului destins, după 30 de ani de comunism stalinist, rigorist, se întâmpla la mijlocul anilor 60 și mai ales în a doua jumătate a anilor 60. Nu întâmplător, perioada este marcată de venirea la putere a lui Nicolae Ceaușescu. Nu discutăm acum. Da. Dar asta e, face parte din calendarul puterii lui. Nu vom ocoli. În 1966-67 se înființează edituri, teatrele îl joacă pe Ionesco cu cele mai bune înscenări ale dramaturgului. Da. Și Rinocerii și Cântăreața Cheală și toate erau atunci piese populare, se știa despre ele și la grădini de vară ca exact. Asta. Romancierii cunoșteau înflorire, romancierii mari, Preda, Buzura debuta atunci, toți ceilalți reveneau cei interziși, nu? Da. Suprarealiștii, Mircea Ivănescu, Cercul Literar de la Sibiu. Dar a fost un suflu scurt. N-a fost așa de scurt. Cultural, inerția acestei emancipări a durat. În 1968, în capitala Transilvaniei, se creează de către profesorul Daicoviciu, care era marele istoric, da. Și el, cu multe experiențe peste granițe ideologice și epocale, să zicem, dar un cap limpede, cu concursul partidului de atunci, mm-hmm. ceva mai deschis la cap. Clujul cum era? Trilingv, să zicem, mai ales bilingv. Erau maghiari mulți atunci, da. Numai 20% că sunt astăzi. Și se vorbea și limba germană, și Clujul, ca și Sibiu și Brașovul, e Klausenburg, și Klausenburg și e construit de germani, da, de coloniștii germani, nu vine din altă parte. Și atunci ideea a fost, haideți să deschidem porțile universității. Asta s-a întâmplat și în contextul în care 1968 era o formă de protest virulent al tinerei generații la Paris, unde au scos caldea râmului la Sorbona. Și m-am gândit că și în siajul acestei desțeleniri de caldea râm, așa, da, s-au întâmplat lucruri, inclusiv aici în România. S-au întâmplat lucruri în România, dar au fost și contrareacții, au fost și reacțiile bune. Adică era Clubul A, s-au creat reviste literare care erau mici centre de reflecție cultural, intelectuală, universitară, academică, mai libere, la Iași, la Timișoara, la Cluj, la București. Bucureștenii au avut ghinionul ca revista lor literară foarte bună, unde au debutat, am impresia, și Mircea Cărtărescu, da, 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 și alții, da, da, în, da, da, siajul lor astral. Se numea Convingeri Comuniste. Da. Țin minte odată. Dar asta nu i-am piedicat. Nu i-am piedicat, nu. Eu, studentă, fiind în anul întâi, în 87, știam prea bine și despre Echinox și despre Convingeri Comuniste, da. Și nu era nicio competiție, dimpotrivă. Le asimilam, noi ca tineri studenți, ca pe o formă fericită de izolare față de praful din aer, dacă vreți. Praf de pușcă sau praf de ce va fi fost, iz de moarte, că erau, da, niște ani cumpliți. Da. Și când am spus despre... Anii dumneavoastră au fost, într-adevăr, cumpliți. Când vorbeam despre acel suflu scurt, nu mă refeream neapărat la evenimentul cultural, aveți dreptate, el avea a avut o amploare și inevitabil o inerție mai lungă sau mai scurtă, dar m-am gândit totdeauna, retrospectiv, cum în anii aia de dezgheț, pentru că lecția de anatomie, acest volum de debut premiat imediat de Uniunea Scriitorilor, adică în anul următor, în 1980, lua premiu, și cu toate astea, nu ați crezut în dezghețul ăla ideologic, nu v-a impresionat, nu v-ați dorit, așa cum la București își doreau toți ceilalți, Tratan, Cărtărescu, da, Vișnie, care scria atunci poezie, da, încă. Da. Toți și au care erau aici. Da, erau aici. Și au rămas aici. Și făcuseră din obzecism, da, o formă, mă rog, livrescă sau nu, de rezistență, da, clar.
Da. Și care, într-un fel, i-a mulțumit, dar i-a și camuflat în elan. Da. Aveți foarte multă dreptate. Ați descris morfologia acestui fenomen. Cărțile apăreau, au debutat toți la începutul anilor 80. Pentru mine, însă, într-o 1000 de exemplare, 2000 de exemplare, da, e un vis. Ca să nu mai spun că romanele lui Buzura apăreau totuși în 20-25 mii de exemplare. A, categoric. Și se vindeau contra o bucată de unt sau plus de 3 ori prețul, cum mi s-a întâmplat mie, fiind librar la Sibiu. Mi-am dat seama destul de repede că perioada asta de revenire a toamnei, a iernii în comunism, să zic după 1975-76, se simte asta tot mai mult, îmbătrânirea dictatorului și împreună cu el a despoției lui, un fel de conformism din ce în ce mai simplificat al loialității față de singurul care asigură o așa zisă independență față de Moscova, grija asta mai degrabă rurală, foarte îngustă, de a-i sfida pe ceilalți cărora le datorezi, îndeosebit în Occident, spre care tot tu te-ai îndreptat la un moment dat în anii 60-70, cu mare folos. Da, da. Nu pentru toată lumea, nu ca în Iugoslavia, n-a plecat lumea să lucreze și să-și facă case, dar am vorbit limbi străine. Așa e. Am avut seriale în englezești, da, nedublate. Și profesori nativi de engleză, de franceză, aici, în universități, de germană. Am citit cărțile care apăreau la Univers și în alte părți. Și așa mai departe. Deci totul a funcționat. E, atunci mi-am dat seama că este un impas. Poate și o dimensiune ardelenească și faptul că aveam și alte experiențe cu germanii plecați, cu formele astea de distanțare față de ce ți se întâmplă doar în literatură sau doar în biotopul tău cultural rezistent, cum majoritatea colegilor mei de la București aveau, m-au făcut să cred, așa cum am scris în scrisoarea mea de despărțire, mă despărțeam în mod modest, ca fiind unul din poeții generației mele, dar mă despărțeam de generația mea 80 în înfiripare, și mă despărțeam de posibilitatea de a deveni un poet bătrân într-o astfel de țară. Atunci am scris un poem, declarație, da, care se numește Declarație de absență, pe care l-a citit Virgilie Runca în emisiunea lui Povestea vorbei. Știți la Europa Liberă. Aveați 20 și... În 83... Aveam 26 de ani. Dar mai târziu, în 1990, o bună prietenă și o mare poetă, Mariana Marin, mi-a spus că au ascultat... Stăteau la 2 mai cu mai mulți, 80-iști, și au ascultat seara la Povestea vorbei. Și Mariana s-a dus la ceilalți plângând și mi-a spus, nu știam, deci plângeam de bucuria că ai ajuns dincolo sau că poemul ăsta într-adevăr înseamnă o ruptură între noi și tine, definitivă. Dar de fapt ne anunța și că există o ruptură între noi și ce trăim aici. Categoric. Da. Și mai era a treia ruptură, zic eu, foarte dureroasă, parcă am simțit-o pe propria mea piele, era ruptura eului de poezie, pentru că cred că ați făcut asta. Și până și faptul că ați pus titlul unui mare flamand, l-ați pus unei cărți de poezie, da, m-am gândit că e un ecorșeu și aici, e o jupuire a inimii, pentru că o vreme cel puțin, destul de lungă, aveați să nu mai scrieți în Austria, da, poezie. Da, nici în Austria, nici în Germania după aceea. În Austria, primul an, unde am avut bursa Herder. Asta mi se pare foarte dureros. În pofida Herderului, în pofida solidarității extraordinare, nu doar a Anei Blandiana, care a cedat această bursă spre dumneavoastră. Revista Echinox, da, după aceea. Dar solidaritatea echinoxiștilor mi se pare splendidă azi. Da. Când au ales să dea această coroană celui, da, mai tânăr. Da, unuia dintre ei. Eram toți tineri. Eram toți tineri. E adevărat atunci că erați toți tineri. Și corifeii erau tineri, da, adică Marian Papahagi, Ion, da, Pop, da, Ion Bartic, erau și ei tineri. Cu 7-8 ani mai în vârstă decât noi. S-a întâmplat așa, aproape că mi-am respectat cu dezgust de fiecare dată, dar mulțumit. Propriul îndemn din declarația de absență. Deci nu mai scriu poezie, acum pot să spun alte lucruri. Da. M-am înșelat. Le-am spus cât am reușit mai bine. În proza politică liberă, să zicem. În limba română liberă, a jurnalismului liber. Dar era o limbă puțin folosită și ilustrată atunci, această limbă.
critică. Existau scrisorile dizidenților, existau mici, dar o limbă română politică liberă exista mai ales la microfonul unui astfel de post de radio, în mod evident, mai ales când o faci în fiecare zi, timp de ani de zile, nu? Dar m-am înșelat, retroactiv îmi dau seama că m-am înșelat, pentru că în absolut mijloacele poeziei, ale literaturii în general, dar ale poeziei în special, duc, conduc, induc sensuri chiar ale cunoașterii politice, istorice, metafizice, în orice caz, mult mai profunde. Eu nu cred că v-ați înșelat, pentru că simt că veți reveni. Mă gândesc că veți face întocmai ca un alt ilustru interlocutor al meu, care după ce a încheiat în meca psihanalizei cu terapiile, mă gândesc la domnul Ion Vianu, după aia s-a pus pe scris, conștiincios, ca un scriitor tânăr, cu vigoare, cu program. Așa este. Și cred că veți face la fel. Am început, în orice caz, să scriu poezii, să public din nou poezii. Și voi avea un volum în câteva luni, dacă asta nu e așa de important. Probabil spre Crăciun. Sunt interesată mult să văd cum poate să rămână un poet după atâta prundiș și zgură ale politicii. Povestea era că în anii 80, de exemplu, când ajung eu la Europa Liberă, vroiam să renunț în orice caz la esopism. Era un loc unde puteai renunța la esopism, deci la limbajul criptat, metaforic, autocenzurat în cel mai bun caz, dacă nu cenzurat pur și simplu sau cenzurabil în ambientul respectiv. Dar au trecut ani acestor experiențe pentru noi toți în Europa, în lume. După 1990 revenim treptat, foarte nesigur, la limbajul non-esopist, la limbajul deschis, liber. Astăzi trăim într-o excrescență, într-o fulminanță patologică a libertății fragmentate, aproape, nu inutile, dar care nu poate să mulțumească un om dornic de expresie adecvată. Așa e. Într-o lume normală. Nu v-am simțit deloc, chiar absolut deloc entuziasmat, câștigat, dus de nas, ca să zic mai plastic, de feria rețelelor de socializare și nici de expandata orizontalitate a internetului, care a desființat orice ierarhie, multe axiologii, multe... E adevărat. Nu pot fi entuziasmat pentru că nu fac parte din lumea, nu din lumea noastră, din lumea mea proprie, e învățată cu alt gen de comunicare. Conversație, discuție, convivialitatea scrisori, care ar putea, ziceți, citând aici un sociolog german, mi-a plăcut foarte mult, ar putea salva lumea la un moment dat, această întâlnire împreună, cum facem noi azi și vor fi făcând și alții, deși vă aduceți aminte, a existat în urmă cu un deceniu, poate și mai mult, un celebru articol al Anei Blandiana care spunea tranșant, putem să scoatem cuvântul împreună din lexicul românesc, pentru că nu mai are sens. Da, nu-l îl mai... și citez undeva, ca exerg, așa, ca moto, într-unul din capitolele mele, într-adevăr. Acum vreo 10 ani am fost foarte întristat să constat că prin autoritatea unei mari poete și unei mari conștiințe civice se declară această perioadă când împreună încetează să mai existe. Vă duc spre Monica Lovinescu și spre acea Europa liberă de la sfârșitul anilor 80, despre care noi credeam aici tot felul de lucruri oculte, că spionii vin și vă aduc vești, că sunt mistificări acolo, prea multe, prea ușor aflăm la București sau la Craiova zi de zi ce se întâmplă la noi în țară, vorbind de fapt cu vocea unui radio finanțat de America din bani publici, nu? Hai să spunem cu cifre, da, și corectați-mă dacă spun exact. Aveam secția română din 1951. Da. A funcționat până când ați plecat de la München, nu? Cam prin 95. Până 95 a stat acolo. Și totul se întâmpla într-un puzzle mare, dinamic, în care nu erau doar arhiviști, politologi, jurnaliști de primă mână, 1700 de
angajați da, în da, 25 da. De limbi. Exact. Da. Era un sistem, un arhipelag. Germanii erau doar tehnicieni și producători de sunet, toți ceilalți erau paznicii, să zic. Erau americani. Da. Paznicii dinăuntru zidurilor. Niște cerberi. Cei din afara zidurilor erau germani. Ceea ce evitați să spuneți, ce am să spun eu prompt, e faptul că era chiar ca la Academia franceză sau română. Trebuia să se retragă cineva sau să moară efectiv ca un altul tânăr, așa cum s-a întâmplat cu dumneavoastră, da. Să ajungă da. Titular. Da, sigur, avea și colaboratori da. Programul, toți aveau colaboratori, dar ca să fii angajatul postului, trebuia da. Să aștepți. Ați crezut în destin atunci când un alt Emil, Emil Georgescu, s-a retras? L-am cunoscut puțin, era după atentatul împotriva lui, era un om bolnav, era că fuma foarte mult, dar asta nu explică dispariția lui rapidă. A murit la nici 60 de ani de cancer, așa cum îi se întâmplase cu 2 ani înainte directorului postului, marelui ziarist Noel Bernard, așa cum îi se întâmplase în condiții asemănătoare lui Mihai Cismărescu, care se numea la radio Radu Gorun, un prieten apropiat al suprarealicilor români, al lui Virgilie Runca, un intelectual și jurist excepțional. Și așa cum avea să-i se întâmple și lui Vlad Georgescu, directorul meu în anii 80, care moare răpus de o tumoră la creier în 1988, fără niciun fel de preaviz, adică se întâmplă în toată câteva săptămâni. Toată lumea la București vorbea despre o iradiere a creierului lui, făcută cu intenție, așa se vorbea aici, erau și alte povești. Erau multe povești, s-au deschis și s-au întredeschis file din dosarele securității care puteau să dea de înțeles, mai ales la începutul anilor 2000, atunci când revine Partidul Social Democrat cu domnul Ion Iliescu la putere, în condiții noi, un partid social al democrației sociale se transformă în PSD, o bună parte din eșalonul de vârf al PSD în vara lui 2000, deci încă înainte alegerilor, este, să zic așa, instruit, învățat de către socialdemocrații germani să facă alte lucrurile, iar Ion Iliescu câștigă alegerile acelea de necrezut, între ciumă și holeră, cum da. S-a spus atunci, cu Corneliu Vadim Tudor. Primele lui declarații în noaptea de noiembrie, când câștigă alegerile, potrivit exit polurilor, încep așa, vrem să intrăm în NATO și în Uniunea Europeană, ceea ce nu exista atât de univoc în prima și a doua guvernare, adevărat. PSD și Iliescu. E, atunci au existat și niște cerințe, să zic așa, diplomatice, dar insistente, din partea Statelor Unite și din partea occidentalilor, legate de statutul monarhiei. Nu întâmplător, se normalizează, începe sub Emil Constantinescu normalizarea, reîncetățenirea, dar regalitatea devine, are drept de cetate într-o republică da. În sfârșit, îi se întâmplă monarhului da. Nostru, despre care îndreptățiți spuneți și clar, ultimul rege postmodern al Europei. Da, așa da este. Un rege foarte interesant, pentru da. Că este regele, cum spune un învățat de la Oxford, al tuturor anotimpurilor, apropo de al celor patru anotimpuri, în formulă clasică. De ce? Pentru că este rege copil, da. Este rege în timpul celui de-al doilea război mondial, când România e împotriva unei țări, apoi îi se datorează salvarea da. României. Ține comunismul pe loc, să o spunem clar. Ține comunismul pe loc, întoarce armele, da, întoarce gestionează armele, da. Întoarcerea armelor. Când aud asta, eu în Germania nu am de-a face cu astfel de opinii, dar mulți români aici am spun, nemții nu ne înghit pentru că i-am trădat de două ori, în primul război mondial și în al doilea război mondial. Ceea ce e fals. Cât de mult ar fi vrut germanii da. Să își găsească un trădător eficient în vara lui 1944, atunci când colonelul von Stauffenberg, în operațiunea Valkyria, avea de gând să-l arunce în aer pe Hitler. Ce bine ar fi fost pentru atâtea milioane de germani să trăiască și pentru Germania să nu fie distrusă până la ultimul soldat și imobil, așa cum s-a întâmplat. Și apoi, în timpul exilului lung, care iarăși era fără scadență, nu știu, un om care pleacă la 20 ceva ani în exil și nu știe când se întoarce. Lumea era împărțită așa,
Într-o jumătate a Europei erau americani, în cealaltă jumătate erau ruși, înarmați până în dinți cu arme atomice și nimeni n-ar fi avut de gând să renunțe la propriul sistem, decât în urma unui război pe care noi ni l-am închipuit tot timpul de natură nucleară, pentru că așa erau datele, da. Care nu avea sorți de izbândă, pentru că o lovitură nucleară a unuia declanșa automat replica categoric celuilalt și toată lumea, nimeni nu n-a bănuit că se întâmplă și asta. Se întâmplă și asta, sfârșitul războiului rece fără război. Și regele revine, e iarăși îndepărtat, iarăși revine. Putem să vorbim despre republică și despre monarhie în mod deschis. Nu o facem. Și totuși regele trăiește în același, este al doilea suflet al statalității române în ultimile decenii, alături de republică. Mare lucru. Ceea ce s-a văzut... Nu se întâmplă în alte părți. S-a văzut, a fost transparent și edificator la funeralii pe care le-ați comentat, avizat ca de obicei, da. În 2017. Da, am fost aproape de momentele finale ale exilului regelui, în 1988-89, da. Când regele poate să se exprime mai mult. Erau restricții și în cel privește, adică statul elvețian avea niște restricții, era considerat un azilant de lux, dar n-avea voie să facă politică. Europa Liberă însăși, unde regele avea mesaje anuale de Crăciun, sugera insistent ca aceste mesaje să nu conțină critici directe politice la adresa sistemului. Mi-am închipuit. Da. Dar după aceea, în 89, se eliberează orizontul. Și vorbește și el și l-am însoțit și în 1990. L-am așteptat, mai exact, atunci când a fost izgonit Manu Militarei de la Curtea de Argeș, da, da. Și apoi, în 1992, am fost singurul jurnalist în suita lui când a vizitat România cu voie. Da, acel moment e viu 1992, pentru da, mine. De Paști. Da. Și am lăsat suspendate două promisiuni, Bucureștiul și Sibiul. Despre Sibiu știu mai ceva mai mult, pentru că spuneți la un moment dat, cu reținerea tandră care vă și cu expectativa care vă caracterizează, ziceți Transilvania mon amour, dar cam atât. Nu sunt efuziuni lirice prea multe. Nu aflu mai mult despre iubirea față de Sibiu mai mult decât că același polițist, de pildă, cu uniformă, putea să fie un sas sau un ungur sau un român, și regula asta a trotuarelor separate e iarăși o poveste în jurnalul politic care îmi place foarte mult. Asta e povestea până în 1918, prelungită până în 1950, aș spune. Da, cu Sibiul acesta ați vorbit puțin mai înainte de observația banală, în definitiv, dar prin insistență și prin forare, ca să zic așa, poți afla lucruri noi, că suntem între Est și Vest, nu? Și asta e. Nu suntem doar la porțile Orientului. Asta e una. Asta am aflat-o, o știm, am aprofundat-o până nu s-a mai putut, până nu se mai poate. Da. Dar suntem între Est și Vest, totuși. Asta mi se pare circumstanța care asigură o tensiune posibil foarte bună și pozitivă. Pentru că suntem pe tivul acesta de două civilizații, de mai multe religii, și asta dă fermenți, creează fermenți noi pe care nu le are în felul acesta nici vestul, nici estul. Și Transilvania este un astfel de loc de frontieră, dar mai ales Bucureștiul este un astfel de loc de frontieră. Vă place la București? Da, foarte mult. Foarte mult. Ce anume? Bucureștiul are această tensiune și dulceață bizantino-pariziană, în care frontonul este parizian, dar el însuși acoperit de lichenii evoluțiilor orientale, inclusiv comuniste, cu toate straturile, toate fardurile vârstelor prăbușite, dar în același timp regăsite, văd cum alveolele acestui stup extraordinar recapătă vigoare între două instituții publice mai degrabă neamenajate, depravate, da. La propriu și la figurat, da, da, da. Apar vilele noi ale surorilor marelui negustor armean,
care le-a construit fiecare dintre ele o vilă. Între timp au fost distruse, au locuit granguri, comuniști, securiști, au venit adevărații proprietari, le-au vândut altora. Și cresc aceste alveole ale acestui București, care este un oraș totuși fermecător, este unul dintre cele mai interesante orașe, dar trebuie să circul mult, inclusiv în Balcani, și în lume, ca să-ți dai seama de calitățile nete ale orașelor, ale României și ale Bucureștiului îndeoseb. Țin minte când am venit în România pentru o zi Henry Kissinger, da, fost secretar de stat al statului. Pe care l-ați și intervievat. Pe care l-am și intervievat, da. Am făcut o călătorie cu el prin București. Omul la 80 și ceva de ani știa încă precis că acolo a fost balconul de unde a vorbit glorios, dar și în eșecul de final Ceaușescu. Pentru că l-a cunoscut bine. Tratat împreună, avea o părere proastă despre el, cu o admirație pentru ruralitatea lui vicleană. Ne credea un fel de rurali, cam ca sârbii și albanezii, ceva mai norocoși și mai vicleni. E bine, am vizitat cu el Galeria de Artă Românească de la Muzeul Național, care a fost deschisă doar pentru noi, cu doamna Roxana Teodorescu, care conducea atunci galeria. Ce episod colosal, și-a schimbat lentila. Și timp de 3 ore, 4 ore, era încântat de la o epocă la alta, de la caftane și boieri până la impresioniști, Brâncuși, Țuculescu și așa mai departe. A spus, de-abia acum văd că nu sunteți ce-am crezut. Sunteți un mare, mare popor european. Muzeele credeam că se termină la Budapesta, dar nu! Se termină la București. Nici măcar la București nu se termină muzeele, nu? Că definitiv există și muzee imaginare. Da, categoric. Și la Atena, și la Cairo, și în Cambodgia. Fiindcă vorbim despre imaginar și am virat pe un teren alunecos, să punem aici și radioul și televiziunea. Vă e dor de vreunul dintre ele? Pentru că sunt în palmaresul și în destinul dumneavoastră și România mea și Cap și Pajur au un format original, nou, acut, extraordinar, de fapt, cu două voci despre care cred că istoria presei își va aminti, va face referințe, la, vorbind despre această întâlnire într-un platou. Da. Cu confratele nostru, Cristian Tudor Popescu, un personaj de puternic, și de inconfundabil. În... Cum de nu v-ați enervat în 2004 că sar din nou în stilul meu de la una la alta, da, și vă întrerup? Și stilul meu. Când v-a spus, da, domnule, când cineva îmi povestește mie despre vise, m-a pierdut, e un ciumete, visele sunt niște reziduri ale creierului. Și l-ați întrebat atunci, vă amintiți, despre Freud? Eu m-am gândit și Bașlar, da, și alții, da, nimic, era hotărât, insensibil. Nu. A spus, nu, visele sunt niște ejecții care nu mă interesează. Da, și cu toate astea, da, cu toate astea, dumneavoastră, jurnalistul, analistul, așa, l-ați adoptat și ați făcut împreună acest format, da, extraordinar. Da, pentru că ideea mea a fost și atunci și e și astăzi, că omul de presă, jurnalistul, este un intermediar. Nu este el însuși în primul rând. Dacă are, intermediarul are și o zestre personală a personajului care joacă rolul de intermediar, cu atât mai bine. Asta face și diferența între un intermediar și altul. Este un mediator. El este un mijlocitor în mediumul acesta al comunicării, care trebuie să țină cont și de o obligație fundamentală de obiectivare, de descriere a peisajului, care să mulțumească cât mai multă lume, de integrare a perspectivelor posibile. Deci eu nu vin cu opinia mea decât dacă am scris o carte, dar mai ales un roman, nici măcar o astfel de carte, un roman, o carte de poezie, atunci sunt subiectiv în mod absolut, atunci nimeni nu mi pune la îndoială opiniile despre vis. Și cu asta basta. Poate să fie chiar Cristian Tudor Popescu. Pe când aveam o datorie de o răspundere față de publicul pe care vroiam să-l lămurim și care vroiam să coabităm. Și ideea era că în mod premeditat, ostentativ, oferim o față și cealaltă, poate a posibilităților extreme, deși întotdeauna nu erau extreme, uneori se întretăiau, ale aceluiași fenomen. Ați făcut-o atât de bine și complet încât
Unii s-au enervat, alții s-au intimidat. I-ați crispat pe unii cu această strălucire împreună, vă dați seama. Da, mă bucur. Bine, ne-am crispat și noi. De mult încât n-am mai reluat-o niciodată. Dar îmi spuneți dacă îmi lipsesc, mă întrebați dacă îmi lipsesc aceste experiențe. Ați avut bunătatea să vorbiți despre expectativa mea, despre, nu? Și despre politețea de care părea convins și un tânăr student, probabil care vă voia rebel. Celebru, da. Vedeți? Vă voia celebru. Calități... Neștiind că sunteți deja într-un mediu însă care face toți banii. E o formulă, mă rog, da, se potrivește astăzi. Nu neapărat nouă. Nu neapărat nouă, da. Dar politețea și expectativa sunt ușor de folosit și o anumită eschivă, deci... dar gândită, reflectată, nu cugetată, nu lașă. Deci, de acord. Pașii ăștia înapoi, lateral, înainte, cu o comparație permanentă și cu un fel de busolă pusă pe fiecare suprafață ondulată, dar fără să absolutizez bula, care trebuie să stea neapărat la mijloc, ci un anumit echilibru, mai ales în viețile oamenilor, în viețile țărilor. Asta fac parte și din zestrea unui diplomat. Mai ales atunci când diplomații reprezintă în țări puternice țări mai puțin importante. De fapt, aici e clar că a vorbit ambasadorul Hurezeanu, jurnalistul, nu vreau să mă identific, nu vreau să mă identific, dar e bine, mi-a spus cineva odată, țările mici cu problemele lor, care de obicei nu figurează pe radarele țărilor mari, decât atunci când fac ceva extraordinar sau greșesc în mod extraordinar. Aminte, țările mari observ că nu schimbă punctele de interes de pe radar. Opinia publică, politicienii, dar țările mici, mi-a spus un italian, trebuie să aibă diplomați foarte buni care să împingă ei, să devină ei înșiși puncte nevralgice, bruiaj pe radarul interlocutorului. Pentru că, alminte, interlocutorii germani, americani, francezi sau bănuiești și ruși, sunt foarte selectivi și indiferenți. Păi nu e greu să fiți ambasador al României în Germania, sau să traduc altfel, să faceți România să conteze în țara cea mai mulțumită, ziceți, mai tihnită și mai mulțumită de sine, Germania. Frumos, ziceți aici, numai în jurnal. Chiar, numai, pe vremea jurnalului era mai mult așa. Acum e o țară tulburată cu multe probleme și trebuie să facă față și în interior și în exterior, pentru că el ține steagul sus, ca să zic așa, și în Europa, în mod credibil, fiind o țară puternică, și în același timp are propriile dificultăți, coaliții care nu merg, fenomenul migrației, și are un fel insistent umanist de a regla noul fenomen al marilor migrații, pe care nu-l împărtășesc toți vecinii, nici Franța, nici Italia, nici Ungaria, nici Polonia. În fine, eu nu trebuie să fac prea mult în relațiile româno-germane, pentru că Germania are cu România o relație obiectivă foarte bună. Nu știe, germanii nu știu totdeauna cât de bună e relația între Germania și România. Și pe de altă parte, cum harta din jurul Germaniei s-a tot modificat, cu vecini destul de nervoși, bun termen, și uneori își pun pe pancarte... mustața lui Hitler, eu atașează doamnei Merkel. România, unde sunt și aici mici excese în ultimul timp, datorate în deosebi origine germane a președintelui, nu face parte din felul de a fi al românilor, o fel de ostilitate antigermană, și prin condiții istorice am locuit cu germani. Transilvania este un pivot românesc care are o amprentă germană culturală și istorică puternică. Bucureștiul a fost un dintre marile orașe germane ale Europei de Sud-Est. Se simte încă această matrice stilistică. Germanii admiră Iașul, de exemplu, foarte mult. Admiră Iașul. Dacă întrebi un german cultivat ce oraș i-a plăcut cel mai mult în România, nu spune Sibiu sau Sighișoara. Ăla îi aduc aminte de Rotenburg, de Nuremberg. Îți spune Iași, cu multe biserici, cu un aer mistic, deci ce nu știe el. Și atenție, avem cu Germania relații pe care Germania nu le-a avut cu Marea Britanie. Aproape 40 de miliarde de euro schimburi bilaterale. Asta am aflat și vreți, nu vreți, se vorbește de bine în jur și multe voci mi-au spus că toată această relație bună s-a făcut și mai bună și grație dumneavoastră.
Am avut și eu o contribuție, dar contribuția este a celor care se redescoperă. Germanii văd ce bine merg lucrurile în România când investesc, și iar românii care trăiesc acolo, aproape 1.750.000 români și cam un sfert de milion germani, șvabi și sași, reîntorși la originile de acum 1.000 de ani. Oamenii ăștia sunt o Românie foarte reprezentativă, sunt o Românie bună, o Românie, cum să spun, creativă, care anunță țara, o face interesantă. Mă bucur că o spuneți, așa cum ați făcut în carte, ați văzut totdeauna și ați comentat partea plină a paharului și pentru, chiar pentru ultima tușă a discuției, putem să deconspirăm titlul cărții pe care o vom căuta de Crăciun anul ăsta? E, va fi un volum de poezii și după aceea un volum de mixt așa de jurnal, roman, dezvăluiri, așa cum nu faci, doar, nu faci decât în jurnal și nu ajungi să le desăvârșești decât în roman. Cu alte cuvinte, altfel decât ar fi făcut și ambasadorul, și jurnalistul, și analistul, așteptăm cu toții. Sau unul după altul, sau toți la oaltă. Se întoarce scriitorul, ne bucurăm. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult și vă felicit pentru propria dumneavoastră traiectorie, pentru azimutul deschis, senin, nuanțat, pe care îl profesați în discuții și în tot ce întreprindeți. Mulțumesc. Pe curând, cu drag. Numai bine.